Ce ni s-a întâmplat? Capitanule, de am ajuns la spital! Vai de capul meu! Vai de capul Aoleu! meu! Și uite și tu cum arată aici! Hai că e bine, văd că a aterizat cineva pe chestia aia, nu știu Suntem unde la e aici. urgențe! Suntem la urgențe! Știi de ce? Hai zic eu de ce! Fii Ia atentă! zi. Urgența este pentru că nu ați apăsat pe butonajul de like, oameni buni! Deci, rapid, rapid, tot Apăsați apăsați acolo! pe butonaj! Și fiți atenți, fiți atenți. Cine n-apasă pe butonașul de like în secunda numărul 3, ok? Cine n-apasă, eu zic că nu mai vorbim niciodată. Deci cu persoana care n-apasă pe butonașul de like nu mai vorbim. Gata. Aole. Și nu numai eu, nici pisica n-o să mai vorbească. Nimeni deci n-o să mai vorbească. Deci hai să vedem, apăsați pe butonașul de like în 1, în 2, 2 în 3, 3 și like. Sper că ați apăsat pe butonajul de like. Și cine apasă, suntem cei mai buni prieteni. Hai să vedem. Deci capitanul... am ajuns la urgențe. Am ajuns la urgențe. Trebuie să mergem la doctor. Hai să mergem pe aici, să vedem trecușoara. Am fost primiți aici în spital. Toată lumea strigă după ajutor. Când intri într-un spital și vezi ușile astea și auzi help, ajutor. Da, mai bine pleci. Cred că nu te mai duci, zic. Da, mai bine pleci. Clar. Mai bine pleci. Dar noi am zis, clar, bă, noi duci. Trebuie să mergem. Ia că avem o urgență. Nu s-a apăsat butonașul de like. Așa, și hai să vedem pe aici care-i trebușoara. Băi, și știi ce vreau eu? Neapărat, neapărat. Așa. Vreau un hashtag. Vreau hashtag doctor. Ok, hashtag doctor. Doctor. La acest episod, neapărat să apăsăm butonașul de like. Cine dă și hashtag-ul. Hai că ne urcăm pe trusele astea de ajutor. La tine arată altfel. Cum adică arată Adică altfel? Gen, te văd ca și cum zbori în aer, știi? Că nu le avem sincronizate, am înțeles. Și cine ajunge până la finalul episodului va primi o mega surpriză. Așa că așa este. Stați până la final să vedeți ce veți primi, o mega mega surpriză. Și hai să continuăm pisica, să încercăm să ajungem. Până la urmă noi trebuie să nu scăpăm, trebuie să ajungem la doctor, nu? Adică... Da, mă gândesc că da, trebuie să ajungem la doctor. Dar practic... Pentru că am stat la coada aia de acolo, o grămadă. Uite și tu. Pe aici, pe sus. Bezele, pe aici, pe sus, uite, calculator. Pe asta bezele. La ce medic te duci tu și te servește cu bezele? Că eu n-am văzut. Nu sunt bezele, pisică. De ce sunt astea medicamente? Sunt de alea de vată. Pe bune, eu am zis că-s bezele. Da. Pentru că știți de ce? Acolo era un calculator cu un borcan de ăsta și am zis, zic, bună ziua, bine ați venit, poftiți și o bezea. Poftiți și o bezea. Nu cred că e bezea, adică da, văd și eu chestia asta, dar nu știu ce să zic. Vezi că chiar asta și scrie. Pe bune? Marshmallow. Oh my god, chiar e. Bezele, la ce doctor te duci, te servește cu bezele? Ce doctor îți dă ție bezele? Cel mai șmecher, probabil, că eu n-am întâlnit așa ceva venit până patul acum. Ăla. A venit targa. Bă, mă ia cu targa, emoții. Pisică. Așa. Pisică, mă ia cu targa, ce mă fac? E grav, capitan, e grav. Aulă! Da, te văd că mergi în aer. Stai că mi-a dat un badge. Stai să verificăm. Ia, ce badge te-a dat? Că am jucat 5 minute. Și mie nu mi-a dat badge. Am jucat 5 minute, tu nu... Ok. Da. Gata? Unde ești? Te-ai dus prin vent? Da, dar faza ciudată este. Scaunel, poți să mă așez? Să pun scaunelul. Unde e aici? Stai că am închis muzica de sus și nu știam eu de ce n-am sunet de la joc, dar aveam Robloxul pe off. Stai că eu nici n-am închis muzica, că nici nu auzeam. Aparent ai acolo sus de închis muzica, poți să închizi. Nici n-am auzit muzica. Hai să dăm. Ok, hai să vedem. Camera de așteptare. Luăm aici o canapea, un fotoliu de ăsta. Stai, trebuie să le pun una peste alta sau ce? Da. Ia uite, capitan, cine ne așteaptă aici. Nu vreau să știu. Hai de mine. Nu vreau să știu. Ce e acolo? Trebuie să lăsăm să ne prindă. Uite stai, cum arată. Știi că la ea trebuia să ajungem? Sper că nu. Uite, vezi că trebuie să apăsăm pe butonașul acela de like de acolo. Aulă. Doamna, haide. Doamna, nu! Lăsați-mă că sunt bine, sunt sănătoasă! Mamă, ce-ți face să mă când prindă? Te prinde? Bă, mi-a dat palmă! Deci, pisică, fii atentă. Planul este în felul următor. Apeși pe buton repede, pe butonul de like. Pe bune, am sărit până acum și acum nu mai pot, gata.
Pe eu am apăsat gata, pe că se plictisește. Se... tonul de like. Stai așa, gata. Știi ce mă amuză? Că ea nu poate să vină aici, dar dacă mă duc așa, revine. Și poți să-i fac așa să vină în continuu. Aoleu! Doamne, ce urât face. Doamna, ei, doctoriță până la urmă sau ce? Cred că e doctoriță. Bă, vine un scaun de la cu rotile singur de pe acolo. Aoleu. Arată Aoleu. Ciudat. Ia uite-l. Hai, sunt lucruri foarte ciudate aici. O să merg invers? Nu pot. E un fel de peretele, dar nu e peretele. Da, e peretele, dar da. Hai să mă așez aici să mă grăbesc. Poți să stai în locurile astea deschise. Nu mai pot unul. Aici am zis că am timp. Așa am crezut, dar vin multe, unul după altul. Bine, într-adevăr. Dacă mă așez aici. Aici parcă vin mai repede, nu știu. Da, exact. Ok, și aici pe sus. Gata, ne cățărăm. Bun. Astea-s hârtii. Astea-s hârtii, da, de scrie ție. Scrie rețeta. Nu știu ce, și după aia dă... Îți dă rețeta să te duci la farmacie. La farmacie să-ți cumperi pastilele. Oulu. Okay. Știi că suntem la... Mamă, nici la jumate n-am ajuns. Stai bune, așa că eu nu știu pe unde sar, pe aici. Nici la jumate obiului n-am ajuns. Ce săritură mare fac. Mamă, eu. Ce-s astea? Aoleu, fierăstraie. Vai de mine cu fierăstraiele okay, astea. Să... Cred că trebuie să așteptăm la fiecare. Da, la fiecare, păi nu mă risc să trec de mai multe ori, că nu știu prea, cum. Nu prea cred că ai cum. Hai să vedem. Prea rapide. Prea rapide, chiar da. Bun. Hai de repede pe sigur din nou cu aceea. E checkpoint-ul de aici și după asta. Boing, 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 perfect. Okay. Hai cam să revinem. E de sus, picură. Aolo. Doar că poți să mergi pe lateral așa și nu prea da. Picură. Nu mă picură cu ceva substanță de aia ciudată. Easy. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Aolo. Bă, e un creier gigantic. Uleu. Pe aici nu se poate, nu pot să apăs. Butonul roșu, nu apăsa pe butonul roșu. N-am apăsat. Am vrut să apăs, dar nu mergea niciunul. Eu am intrat practic la spital, că am avut nevoie. Da. Dar, acum... Dai ce? Pe vreau să scap de la spital. Nu ai voie să calci pe astea verzi. Păi care, că eu văd mai mult... Verde l-a aprins. Deci n-am voie pe verde aprins, ok. Celelalte sunt verzi doar că bate lumina în ele, dar în rest nu sunt. Ok. Bun și gata. Dropper invers. Și poți să pici aici, poți să pici pe asta jos. Ce bune. Da așa că nu înțeleg. Gata. Acum aici, gata. Perfect. Unde e checkpoint-ul? Stai așa că avem aici... Hai de capul. Eu știu de unde mai vine... doar unde e spațiu gol aici. Deschizăturile astea, da. Mă întrebam, zic, aolo, trebuie să am grijă, poate pică pe aici, dar nu. Eu am murit de două ori, tu de câte ori? Ei. Ce-ai făcut? M-am dus, dar nu știu cum am reușit să mă duc. Cred că am apăsat din greșeală pe buton. De 6 ori am murit. Câte? De 6! Lasă-mă! Oh my god! Ce de 6! Zi de ghinion pentru mine azi! Ce noob, eu doar de două ori, sunt foarte profesionist. Dar lasă că am avut și eu chestii de-astea. Lasă-mă, capitanul. Nu mai râde de mine. Bă, ce e la un creier? Stai să vedem. Da, e un creier în coace, pe creier. Mergem așa. Și sărim pe butoi. Nu, merge în... Nu, tu tot trebuie să mergi cu creierul încolo, că te duce până în capăt. Eu am crezut că gen se oprește și de aici mă gândit că vine al creier, dar nu știu. Nu. Trebuie să stai și să mergi pe creier. Fața ciudată că fiecare are alt... creier. Da. Hai să mă duc din nou. Și alte platforme, fiecare are obiul diferit. Da. Și practic când cineva sare acolo, tu de fapt eu vezi mai că merge... Eu n-am mai văzut să meargă așa în pauze. Merge prin obstacol, practic. Ia, hai să vedem. Vezi că aici o să trebuiască să sar pe creierul ăsta la alt, cum ar veni. Da. Hai că vedem, da. Vreau să-mi vină și sar pe ăsta la alt. Trebuie să sar pe cele care stau pe loc și de pe cele pe care stau pe loc să sar pe altele. Așa, și de aici unde mă duc? E mai complicată treaba aici, dar ne descurcăm noi. Dacă e ceva de un skip stay și gata. Nu este... Ahaha! Păi stau, bă! Am 4, de 4 ori am murit, de 4 ori. Tu de câte ori? Eu tot de 6.
Trebuie să mă duc mai în față, că n-ajung acolo. Trebuie să mă duc un pic, gata. Yay! Am avut răbdare, yay! Bravo, nu vine să cred. Nu! Unde e skip stage-ul? Ce ai pățit? De câte ori ai murit? Vreau să știu. De 5. De 5? Mhm. Bun venit în club. Și care-i faza? Că tot nu e de 6. Acum e de 6. Dar cum ai putut să pici iar dacă ai dat skip stage? Pentru că am dat skip stage și am stat deci pe un creier. Deci arăți de mine că eu am murit de 6 ori. De creierul. Și aparent creierul s-a scufundat. Păi da, trebuie să ai grijă să te miști rapid. Să-ți fac capitanul. Nu să știu care să scufundă, noob. Care nu să scufundă. Nu ce să zic, ești noob. Nu e adevărat, tu ești. Ba da, eu nu. Oameni buni, scrieți în comentarii cine este noob, eu zic că pisica. Clar, tu, Max, Max e noob, pisica e expertă. Oameni, nu! Ce zici? Ce zici? De câte ori ai murit? De 0 ori. Da, da, da. Hai mă. A, tu ești prea rapidă, cât ai? 20. Stai bă, nene, și ce-am făcut aici? Nu știu. Am apăsat pe butonul ăsta și acum nu știu ce să mai fac. Ok, și eu? Ai făcut capitan. Eram pe ăla și eu picat amândouă. Uite, unul din ele când se... Mă da, unul, întorc? Ăla-i greșit. Ce să fac aici, ăla știi pe capitan. Nu înțeleg de ce eu merg pe ele și pică. Mă, capitanule! Care-i logica la jocul ăsta? Care-i logica? Explică-mi și oh my god, eu am trecut din prima. Pentru că la mine vine primul de lângă tine. Ce faci, și primul coboară și mor. Trebuie să le întoarcem. N-are nicio logică. Eu nici nu pot să ajung la buton măcar. Aha. Apăsă pe butonul de like și vină înapoi acum că trebuie să se deschidă asta. Mergem pe paturile astea de spital urâte. Doamne, feri. Acolo la mine era foarte nasol pentru că creierul ăla practic cobora primul ăla de acolo, de lângă tine și eu picam mereu. Mă duceam tot înainte eu. Ei și unde checkpoint-ul? Gata. Gata. A, nu, iar ne prinde. Bă, era în spatele nostru, trebuie să apăsăm pe butoane. Da, chiar e în spatele nostru. Trebuie să vezi că trebuie să apeși pe butoane. Cred hai să vedem. A, dar e prea rapidă. Pe butonașele de like. Bă, ce rapidă e. Toate butonașele de like și da, gata, s-a deschis. Zic că e prea rapidă. Prea rapidă, haide capitan că te descurci tu. Păi mă fugărește în continuu. Nu te mai uita la ea. Bună treabă. Gata, le-ai apăsat pe toate? Le-am apăsat, dar mă fugărește. E atât de aproape de tine? Da, da. Uite, gata. Aici trebuie să intri. Hai. Așa. Uuu! Mamă! Capitan, asta e scârboșenia pământului. N-am mai văzut așa ceva până acum, spun sincer. Asta e scârboșenia pământului. Cred că suntem într-o pizza, așa pare. Da, sunt absolut sigură. Ești de acord cu mine? Aici avem pizza. Asta este o pizza cu topping de... Prosciutto, da. Și cu topping de... Carne tocată. Pepperoni. No. Bă, am murit. O ce zice iarăși. Tot urât arată aici. Da, o skip iarăși că am murit, ce mă enervează. Cât ai? Cât ai? E cât am? 23. Ce? Am murit. Mai încerc o dată. Mi se pare oricum foarte scârboasă zona asta. Să dai și tu skip dacă nu, că te dă direct. Dacă e ceva, dau skip stage. Dacă am nu... Am și să mă duc. A, cred că în sus. Dacă nu, aia ești gata. Mai încercăm. Cine are așa ceva într-un spital, în primul rând? Ei, probabil că vor să facă ceva, experimente. Știi? Da, nu știu ce să zic despre chestia asta, e foarte ciudat. E foarte ciudat, chiar este. Ia. Aoleu, mămică, gata. Aici pe unde? Arată ciudat. A, pe aici? În sus. Aici. A? Stai mă așa că nu înțeleg. Deci aici? Deci că dai skip stage dacă nu poți. A, trebuie să merg cu picioarele. Gata, gata, capitan. Așteaptă. Hai că te văd. Nu vezi, da? Mamă, iar am ajuns. Lol, dintr-o zonă de asta am ajuns din nou în spital? What? Păi da, practic și zona aia tot în spital e. Totul e în spital cum ar veni. Mamă, eu nu mă ajunge într-un spital de ăsta.
Păi da, dar când te duci la intrare nu pare că ar fi așa. Uite-mă ciudat. Uite-mă pe mine dansând. Ia! Am ajuns și eu. Ia! Ce? Ia că a venit tantia asta cu creierul ei verde. Merge pe creier! Ok. Doamne ferească, mă, de așa ceva. Ce arunc? Avem lansator. Doamnă! Îi dau din first person mai bine, cred că, sau? Cred că dai damage bine, eu nu știu unde îi dau damage. Ba nu, dai din third person, e mai bine din third person. Că vezi măcar pe jos, că vezi că pe jos îți dă de alea de damage. A, dar unde scurg capitanul și așa? Din first person nu le vezi. Adică le vezi, dar le vezi greu. Sunt experte la așa ceva. Da, vezi că dai și cu picioarele la un moment dat. Dar să fie sănătoasă, cu picioarele de creier. Aoleu. Dă-te jos de acolo. Nici nu-i doctoriță, măcar e asistentă, cică. Da. Pleacă, bă, de aici. Hai de capitanul, că-i venim de hack. Cate, eu am venit de hack, deci eu. Ia să vedem. A, 130, ai bătut-o de tot? Da. 100 de badge-uri mi-a dat. Gata. Ia să vedem. Yeah, băgăm dansul, băgăm dansul victoriei. Ha? Gata? Și unde mă duc? Ți-a dat 100 de badge-uri? Sunt 100 de badge-uri în vacanța aici, de vară. E bine, cu toți vom petrece. Nu poți, că ai perete invizibil. E... Oh my god, ce e aici? De la care îți dă trail ca să te uiți la el, că n-ai ce să faci cu el oricum. Vai, dar de ce atâtea secrete? Ia, stai că poate nu poți să mă duc prin noi. Nu ne lasă noi să vedem că, na, că poate furăm ideile de-astea. Da, da. Ce vrei? Hai, hai, hai. Mă gândeam că poate poți să mă duc pe undeva, știi, dar nu poți. N-ai pe unde, n-ai pe unde. Și e ceva în depărtare acolo, dar... Am văzut. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pam! Pa, pam!